În anul 2022, la editura PIM din Iași, România, avea să apară una dintre cele mai interesante lucrări cu tentă științifică, și anume Universul Viu. Această carte a fost scrisă de Stelian Cartacuzencu și Gheorghe Parascan, sub forma unui interviu care aducea pe piața științifică o serie întreagă de noi interpretări ale datelor științifice ale vremii. Doctor inginer Stelian Cartacuzencu, unul din cei doi autori ai lucrării Universului, avea să deschidă paginile cărții cu un titlu care să facă o introducere a problematicii pe care cartea avea să o dezvolte. Un proiect pe placul tuturor. Am onoarea de a realiza o carte ambițioasă împreună cu domnul pictor și artistul plastic Gheorghe Parascan. Printre sutele și miile de studii științifice, am pus cap la cap teorii și exemple total neașteptate. Viziunea diferită a lucrurilor a artistului plastic băcăuan m-a cucerit în urma sutelor de discuții avute legate de cercetarea științifică. De multe ori m-am întrebat ce se ascunde în spatele tablourilor marelui pictor băcăuan Gheorghe Parascan, un om unde arta este la loc de cinste, viziunea diferită față de lume este exemplificată amănunt cu amănunt, în primul volum unde prezentăm Universul Viu. Baza lucrării sunt miile de ore de studii a domnului Gheorghe Parascan, încă din tinerețe, contestat și cenzurat pentru datele nefondate sau neînțelese. Cartea prezintă și experiențe de viață, unde domnul Gheorghe Parascan a interacționat cu mediul viu. Mai bine de jumătate de secol de studii și cercetări au umplut sute și mii de caiete și mape de teorii argumentate cu rezultate. Viața și elementele care o completează fac parte din viziunea omului de știință Gheorghe Parascan, unde mirajul definește realitatea în care trăim. Universul viu cuprinde patru elemente esențiale care una fără alta nu pot exista. Oare cine a calculat distanța de la Soare la Pământ, astfel încât temperatura de afară să permită existența vieții? Elementele Universului viu sunt lumina, apa, aerul și solul, în urma proceselor de transformare și evoluție apar derivați prezentate în această lucrare. Legile nescrise ale cercetării științifice fundamentale. Cercetătorii științifici au obligația de a se îndoi de orice informație până ce o vor verifica personal, în special în domeniul cercetării științifice fundamentale. Școala te învață și poți pune o cărămidă la edificiul cunoașterii, dar dacă la baza învățăturii se află un neadevăr, tot sistemul se năruie.
Spre deosebire de cei având școli în domeniul științelor, autodidactul nu este sclavul propriei cariere. Dacă știe să își dozeze cunoștințele și pasiunea, cercetând lumea în afara sistemului social, ar putea găsi erorile și îndrepta lucrurile. Un cercetător științific de carieră nu este capabil să-și retracteze propriile greșeli și nici societatea nu îl obligă. Va susține eroarea drept adevăr până la capăt. Oamenii care abordează cercetarea științifică ca un rezultat pozitiv doar al unui grup interdisciplinar ignoră însă și istoria științei și originea ei. Cercetătorul enciclopedist este plin de pasiune și totodată dezinteresat de carierele atractive ce înzorzonează cu pampoane iluzorii munca de căutare a adevărului. Știința care face rău semenilor este un front nedeclarat. Utilitatea științei în distrugerea și dominarea socială este un nonsens social. Necunoașterea acestor legi nescrise ale cercetării fundamentale duce la extremismul științific, egoismul și autoizolaționismul absolvenților de universități în detrimentul adevărului științific și progresului social.